a cerut intrarea în solvență, o premieră în România. Decizia urmând să fie luată astăzi, mă rog, când a apărut articolul în 17 iunie de către Tribunalul Hunedoara. Informația fiind caldă, noi am fost acolo și vă prezentăm impresiile la rece. Povestea unui faliment de proporții urbane în continuare. Într-adevăr, este un lucru chiar interesant să vedem că un oraș practic își declară falimentul în România, lucru care în America, dacă este obișnuit, în România este cu totul și cu totul ceva ieșit din comun. Bun. În colonie, Aninoasa e un oraș minier extrem de urât, cu vreo 4.000 de locuitori, situat într-o zonă foarte frumoasă pe Valea Jiului. E atât de urât încât strică tot fasonul locului, ca și cum ai pune un goblen pe bordul unui Rolls-Royce. Clădirile, aceleași de dinainte de 89, sunt niște dărăpânături, cele care aparțineau foste mine, desfințate în 2006, s-a furat tot ce se putea fura. Din loc în loc, străzile sunt pătate cu asfalt, dar nu e o regulă, ci mai degrabă o excepție. În Aninoasa nu există spital, nu există farmacie, dar sunt 4 cărciuni și 7 biserici ortodoxe, dichisite și proaspăt renovate, plus alte câteva case de cult ale martorilor lui Iehova sau ale baptiștilor. Deci dacă te doare ceva, n-ai decât să închini un pahar. Mergem în colonie, așa cum denumesc localnici, un șir lung de blocuri cu un singur etaj, un cartier în care trăiesc peste 70 de familii. Aici sunt numai garsoniere, o cameră de aproximativ 9 metri pătrați, minusculă, o bucătărie cât o de bara și WC-ul comun în curte, o gaură în pământ încojată de niște șipci, nu tocmai bine îmbinate. Clădirile sunt ale primăriei, iar chiria pentru astfel de locuință costă 9 lei pe lună, doar că nu o plătește nimeni. La cărciuma de lângă, afară, pe terasă, un moșnea golog de un picior privește la fel de interesat când la noi, când la halbă. Cele dorind dușmanilor, aninosenii sunt săraci, dar fuduli, mulți n-au loc de muncă și nici chef de muncă. După cum îi părăște chiar primarul lor, fără a generaliza, desigur, unii n-au nici măcar uși și fereste la casă, dar au toți antene parabolice, internet și cont de Facebook. Primesc ajutor de la stat pe care îl ridică de la primărie, apoi folosesc contul de Facebook pentru a critica primăria că nu le dă bani mai mulți. În colonie suntem primiți de Niculina Bulz, 27 de ani. În cei 9 metri pătrați ai camerei are așa. Atenție foarte mare. Un pat dublu, un birou, două șifoniere, o bibliotecă plină de bibelouri, 3 fotolii, o măsuță, 4 noptiere, 3 scaune, frigider, computer, televizor, icoane cu LED-uri și mileuri. Niculina are o restanță de 400 de lei la chirie. În condițiile în care chiria e de 9 lei, iar penalitățile sunt infime, rezultă că n-am mai plătit nimic de cel puțin 40 de luni. N-am niciun venit. De unde să dau dacă n-am, zice femeia. Am doar o pensie de handicap de 250 de lei, iar soțul meu are o leafă de 750 de lei și bonuri de masă. De unde să dau dacă n-am? Să ne ierte Sfântul Gheorghe și Iisus Hristos, dar în afară că pronunță un H inutil de A, n-am dibuit vreun handicap la Niculina, ba chiar părea foarte zdravină, asta e. Lângă Niculina, așa de Adam Ferdinand, 83 de ani, singur pe lume, beneficiar unei pensii de 350 de lei, posesor de ciroză și de astm. În zile de vară, alea bune, mănâncă pâine și atât. În zile de iarnă, alea nasoale nu prea mănâncă pentru că pensia se duce pe lemne de foc. Are și frigider, dar n-are nici curent electric, nici mâncare. Drept urmare, în frigider stau doi papuși desperecheați. Dacă o să ajungem vreodată să urâm pe cineva la modul îngrozitor, ceva de genul Mircea Badea versus mamele din lumea întreagă, îi vom dori să trăiască precum ne-a Adam măcar o iarnă. Cu lumea în cap, după câteva ceasuri însoțiți de viceprimarul Adrian Albescu, ne îndreptăm spre partea opusă a coloniei, cale de vreo 2 km. În cârciuma de lângă moșneagul loc din picior, pare mai interesat de noua halbă decât de noi. Îl cunoaștem pe Nicu, 25 de ani, un băiat care la un moment dat s-a trezit fără să vrea cu o familie întreagă pe cap. S-a întâmplat așa, eram acasă, făceam ceva de mâncare, când deodată a căzut tavanul, spune Nicu. Ăia de deasupra căzuseră la mine în casă, ei amândoi cu copiii lor, cu soba, cu șifonierul. În mod miraculos, nimeni n-a fost rănit în acest incident, de unde deducem că cele 7 biserici din Aninoasa își fac treaba. Nicu ăsta n-a lucrat niciodată, primește un ajutor social de 125 de lei pe lună, dar banii nu-i ajung, pentru că are cheltuieli mari. De pildă, abonamentul la parabolică, netul, tatuaje, fiecare tatuaj spune o poveste despre viața lui, firește, piercing-uri. Un client vechi de ai noștri, zice primarul.
Vine la primărie să ceară bani, să-și reparte tavanul și să supără când îl refuzăm. Dacă îi dăm de muncă, iar se supără. Plecăm spre mine. Deși a trecut o zi întreagă, moșneagul în loc de un picior e tot acolo, la bodegă, cu halba în mână nemișcat. Bani la greu dintr-un muzeu. Bani la greu dintr-un muzeu. Din mine, cel puțin la spălați, au rămas vreo 4 clădiri în paragină și alte două care par renovate, proaspăt văruite în galben și dotate cu termopane. Dar și ele goale și lăsate de izbeliște. Rostul lor îl vom afla la primărie, unde vom afla și povestea falimentului. Tot aici îl vom regăsi pe același moșneag golog de un picior venit să ceară ajutor social pe motiv că nu se poate deplasa. Stăm de vorbă cu Nicolae Dunca, primar, membru PSD, și cu Adrian Albescu, viceprimar, membru PNL. Uniune care pare fericită, cu diferența că în Consiliul Local din Aninoasa nu-i ca în Parlamentul, unde USL are 70%. Aici avem 4 useliști, 4 pedeliști, 2 din PAS, Alianța Socialistă, dar nici noi n-am auzit de ea, 1 din PPDD, 1 din PNG și 1 din PRM. Iată un adevărat turn al Babilonului politic la Aninoasa. Pedeliștii au reușit să-și apropie pe ea din PAS, iar useliștii pe ceilalți. Deci scorul este 6-7, foarte strâns. Așa că luarea unei decizii poate fi afectată de un singur vot. Unul dintre pedeliști este Ilie Botgoros, fost primar în Aninoasa, vreme de 20 de ani și fost pesedist. El este cel care a ordonat vopsirea în galben la celor două clădiri moarte ale minei. Acolo ci că voia să facă un muzeu al mineritului, deși mai este unul la Petroșan, la câțiva kilometri distanță, unde nu merge nimeni. Pentru care a plătit 3,8 milioane de lei. Și tot el este cercetat penal pentru asta, de parcă ai putea găsi în țara asta var și termopane mai ieftine de $1,000,000. Veniți de luați lumină. Acum datele tehnice. Primăria Aninoasa are datorii de 9,3 milioane de lei. Cea mai mare datorie e către BCR. Fostul primar a luat un credit de 3 milioane de lei pentru introducerea gazului metan în locuințe și pentru reabilitarea caselor din colonie. Gazul metan n-a fost introdus, iar în casele din colonie, când ninge și se adună zăpada, se surpă acoperișul, spune actualul primar Nicolae Dunca. Apa curentă în primărie e neplătită de 5 ani. În schimb, energia electrică a fost mereu la dispoziția tuturor. Erau blocuri întregi în care nimeni nu plătea curentul, toți erau branșați ilegal. Se ciordea mult în anii noastră, dar acum nu mai e cazul, pentru că n-a mai rămas nimic de ciordit. Tot ce a fost fier s-a luat, susține primarul Dunca. Fierul a ajuns la un punct de colectare privat, patronul fiind fratele manelistului Nicolae Gustă, acum preluat de fiul lui, deci nepotul lui Guță. Acum să vedem dacă ghiciți acum este cea mai mare casă din anii noastră. Nu cred că este greu de ghicit acum este cea mai mare casă din Aninoasa. Vin minerii, dar mă și pleacă. Orașul Aninoasa își datorează existența minei de cărbune înființată în 1885. La început a fost o colonie de mineri, indivizi aduși din toată țara și aleși dintre cei fără căpătăi, singuri oameni pentru care viața sub pământ putea părea mai bună decât viața pe străzi. Așezarea s-a dezvoltat în jurul minei, iar în anul 1989 a devenit oficial oraș. Trăul mol condus de mină și cărciumă, între mine și cărciumă, s-a terminat în 2006 când mina a fost închisă, iar minerii, fără școală și fără altă pregătire, s-au trezit șomeri cu vreo 5.000 de dolari în buzunar, drept salarii compensatorii. Ca orice român cu banii care se respectă, aninosenii și-au cumpărat mașini străine la mâna a doua, iar cu suma rămasă s-au îmbătat în mod repetat până au ajuns la fundul sacului. Cum nu era nimic de lucru în zonă, mulți au plecat spre alte țări. Apartamentele se vindeau pe o ladă de bere, doar că nu le voia nimeni. De atunci s-au schimbat multe lucruri, dar toate în rău. În acest moment, în Aninoasa, cel mai bine o duc pensionarii de la mine, care primesc cam 2.000 de lei pe lună, mult peste media salariilor din zonă, care nu trece de 700 de lei. Tot ei pensionarii sunt cei care mai și muncesc. Tinerii nu se omoară cu munca, dar își omoară timpul pe Facebook. Mai există 3 buticuri și o firmă de confecții metalice care are 90 de angajați. Și cam astea sunt toate afacerile în oraș. Turismul ar putea avea o șansă, zona e superbă, dar atât. Nu sunt drumuri, nu sunt hoteluri, nu sunt restaurante, nu sunt părți de schi. Zona de divertisment e la pământ, de fapt nu e nimic care să te facă să-ți iei un bilet înspre Aninoasa. Îl știe cineva pe Marcu, care trage foarte bine cu arcul. Orașul Aninoasa este primul din țară la 2 capitole, la insolvență și la tir cu arcul. Sunt convins că nu avea știință de această performanță, pentru că în sportul ăsta oamenii se bazează pe precizie și nu pe valize.
Sportivii de noastră antrenați de Viorel Habian, la un moment dat recordmen european, au reușit la ultima ediție a campionatului național de tir cu arcul să pună mâna pe 16 titluri naționale din 18 posibile. Iar chestia asta se repetă an de an. Toți sunt în lotul național, iar la europene din Polonia au ieșit pe locul 5. Simona Băncilă, Luminița Boro și Răzvan Marcu ne-au arătat cum se trage bine cu arcul de la distanță egală cu lungimea unui teren de fotbal. Din 30 de străgeți trase, niciuna n-a ratat centrul țintei. Și atunci ne întrebăm și noi așa naiv, de ce să bagi milioane de euro în fotbal ca să îmbui niște gloabe care mănâncă bătaie de la pescar și bucătar când poți investi câteva mii de euro în niște campioni? Asta este o bună întrebare. Bun, cam asta este articolul apărut într-un cotidian de satiră până la urmă și de umor, dar care într-un fel sau altul reflectă cam ce se întâmplă în orașul Aninoasa, un lucru dureros. Și aș vrea să vă amintesc ce spunea Constantin Ilinescu, liderul de sindicat de la Aninoasa cu mulți ani în urmă. Acesta, într-un anumit mediu, a declarat că în clipa în care când voi pleca eu din sindicat, se va alege praful de Aninoasa. Și iată că a avut dreptate acest Constantin Ilinescu. Am mai avut noi o tentativă de a face cumva ca această mină numită Aninoasa să mai reziste și după anul 2006 ca sector la mina Livezeni, dar în urma alegerilor din 2005 de la defuncta Liga Sindicatelor Miniere, acest lucru nu s-a mai putut petrece, deoarece Liga Sindicatelor Miniere a încăput pe mână unui individ care nu a avut niciun gând să rezolve anumite probleme în mineritul Văijului, ci să toace acest minerit, să-l facă bucățele, iar în emisiunile viitoare veți observa practic de ce a trebuit să ajungă mineritul din Valea Jiului în acest stadiu. Bun, o să facem o scurtă pauză publicitară în care o să difuzăm un videoclip, spune interesant, cu munca minerilor de prin Valea Jiului. În fiecare emisiune, sper din tot sufletul de acum încolo, să putem difuza așa câte un videoclip cu munca minerilor din Valea Jiului, după care vom trece, așa cum am promis, să începe să dă forot, adică să vorbim despre importul de cărbune, să vedem în ce condiții s-a făcut și dacă există vinovați, să vedem cine sunt acei vinovați. Dar, atenție, nu voi avea declarații personale sau nu voi face referiri personale la toate aceste lucruri, ci voi citi din documente oficiale care, iată, le-am de mână și sunt multe și pe alte CD-uri pe care le am. O scurtă pauză publicitară, după care revenim. Take me, yeah! Gotta fight another fight. I gotta run another night. I'll get it up, check it out. I'm on my way. Never gonna give it up, no. If you can't catch a wave, then you're never
take me. Zona de SRL, înființată în anul 1999 cu un personal de peste 250 de angajați, produce și comercializează beton, mixturi asfaltice, deține în proprietate o vastă gamă de utilaje profesioniste și mașini necesare pentru activitate desfășurată în condiții de siguranță. Zona de SRL efectuează servicii profesioniste de construcții civile și industriale, hidrotehnice, drumuri și poduri. Zona D, un partener de încredere pe care te poți baza. Casa de amanet și schimb valutar Jiul Exchange SRL deschisă non-stop doar pentru tine. În curând vei putea obține sume considerabile de bani prin gajarea apartamentului, casei sau autoturismului tău. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Iar în Petrila, pe strada Republicii, în apropierea poștei din Petrila, te așteptăm de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbăta între orele 9 și 13. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie.
Casa de ajutor reciproc Petrila a pensionarilor, mereu aproape de tine. Specialiștii încă se întreabă care este secretul unui vin bun. Pentru mine, un vin bun înseamnă prietenie, distracție, dragoste, timp liber, într-un cuvânt, viață. Tohani, pentru orice ocazie. Tohani, o poveste fără sfârșit. Să te simți mereu fresh și bine în pielea ta, ai ales locul potrivit. Stilul, eleganța și profesionalismul se regăsesc în serviciile oferite de salonul nostru. Salon Elite, pentru un look natural de revistă. Pleacă în vacanță cu Happy Tour, iar în toamnă ți arătăm Parisul. Happy Shore ți-a pregătit surprize de proporții în agenția din Petroșani. Vino în perioada 1 iunie 15 septembrie, cumpără un bilet de vacanță sau un bilet de avion, iar în toamnă vezi Parisul. Ai o șansă mare cu Happy Tour. Poți câștiga un city break pentru două persoane la Paris. Plătești o vacanță și poți primi două, doar la Happy Tour. Petroșani, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Oferte la Minute pe Facebook la happytour.petroșani. Happy Shore te ia cu el în vacanță la Paris. Da, haideți să continuăm emisiunea, să discutăm câteva lucruri interesante. De vreo două săptămâni de zile, dacă nu mai bine, toată lumea vorbește despre importul de cărbune de la Mintia, care, în opinia multora, afectează activitatea mineritului din Valea Jiului. Dar sper că pe parcursul emisiunilor care urmează și din emisiunea care mai avem încă la dispoziție, din timpul pe care mai avem din această emisiune la dispoziție, o să încercăm încet să limpezim lucrurile, să vedem încotro ne îndreptăm. Bun, în primul rând trebuie să vedem dacă Valea Jiului de-a lungul timpului și mai precis în anii care au trecut a fost în stare să dea cărbune sau nu pentru sistemul energetic național, respectiv pentru cele două termocentrale, Mintia și Paroșeni. Într-o emisiune anterioară ați observat că cei de la Paroșeni au spus că nu folosesc cărbune din import, deoarece tot ce înseamnă la ei utilajele prin care ard această huilă și produc energie electrică sunt proiectate și făcute doar pentru huila de Valea Jiului. Spunea domnul Vișan că funcționează la un optim de 3900 de kilocalorii pe kilogram sau 3,9 gigacalorii pe tonă, ca să spun așa, aceste utilaje de la uzina electrică Paroșeni. Bun. Haideți să facem un mic istoric, să vedem de-a lungul timpului ce s-a petrecut în Valea Jiului și, repet, o să vedem la ce concluzie ajungem, dacă nu în seara asta, în zilele care urmează cu siguranță. În anul 2008, Daniel Surulescu, fostul director general al Companiei Naționale a Huilei S.A. Petroșani, scoate pe bursă la vânzare 200.000 de tone de huilă. Ce se spune atunci? Spune așa, presa din acea vreme și absolut tot ce s-a discutat în 2008 despre acest fapt, spune ca un fel următor. Deși au crescut în ultimul timp, prețul huilei energetice din Valea Jiului este în continuare mai mic decât pe plan european. Chiar dacă s-ar elimina subvențiile, Compania Națională a Huilei Petroșani intenționează să ofere la Bursa Română de Mărfuri 200.000 de tone de cărbune pentru a testa piața și pentru a stabili dacă există potențial beneficiari alții decât cei tradiționali pentru huila energetică din Valea Jiului. Deși în ultimul an prețul huilei extrase în CNH a crescut, acesta rămâne în continuare competitiv, inclusiv la nivel european,
mai ales în contextul majorării tarifelor la energie electrică și gaz. Cărbunele are devenit interesant din două considerente. Unul este legat de creșterea cererii de energie la nivel mondial, iar cel de-al doilea implică și creșterea prețului la gaze naturale și petrol, a declarat directorul general al CNH Petroșani, Daniel Sululescu. Huila energetică extrasă în Valea Jiului merge la termocentrala Mintea, unde se vinde cu 4,5-6 lei. Atenție, vă rog frumos să fiți atenți la aceste prețuri, sunt foarte importante în contextul a ceea ce vom discuta pe viitor, și la Paroșeni, unde prețul a fost negociat la 48,5 lei gigacaloria pentru o putere energetică de 3600 de kilocalorii. La nivel european, același cărbune se vinde cu 5,6,60 de lei gigacalorie, astfel că huila din Valea Jiului ar putea fi vândută cu succes pe piața europeană. Prețul cărbunei a crescut față de anul trecut cu 1,2% pentru Paroșeni, respectiv 6,62% la Mintia. Negocierile de preț au fost făcute în condițiile în care s-au luat în calcul atât cantitatea livrată și sorturile, precum și capacitatea beneficiarilor de a reuși să vândă energia produsă pe piață, a mai spus Sululescu. Nu este pentru prima dată când Compania Națională a Huilei Petroșani apelează la Bursa Română de Mărfuri. Anul trecut au fost oferite spre vânzare 200.000 de tone de huilă, dar nu a existat niciun doritor. Deci asta e ideea în care, iată că, la un moment dat, cei care conduceau Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani și Mineritul din Valea Jiului s-au gândit să scoată pe piață huilă, să încerce să găsească alți beneficiari, alți cumpărători, dar se pare că, și așa, nu numai că se pare, deci este o certitudine, nu au avut succes. Bun, de ce nu au avut succes? Nu că, vezi, Doamne, că în România nu s-ar mai fi consumat huilă sau că nu mai existau consumatori de huilă, dar nu este bine să lucrezi în astfel de condiții și acum este doar o părere personală cu firme de stat, din motive pe care sper că toți cei care mă ascultați le înțelegeți. Cei de la stat sunt la stat și nu pot să facă anumite lucruri pe care privatul le poate face, mai ales când faci o afacere cu statul. Deci sper că am fost destul de explicit. Bun, dar în România în acea perioadă, dacă nu, chiar nu e vorba de 2000, dar e vorba de 2009 și 2010, se importa la greu uilă. Și am să vă dau un exemplu ca să vedeți despre ce este de vorba. Și la CTA se importă huilă din Africa de Sud și asta era o chestie care se petrecea în anul 2010. Atenție, de ce fac referire la CTA și Africa de Sud, ca să vedeți, o să vedeți înspre finalul acestei emisiuni. În stocurile centralele electrice de termoficare va ajunge cărbune adus din Africa de Sud. Astăzi șefii CET-ului Iași au semnat contractul de achiziție de combustibil. Atenție, cu societatea, noi vorbim din presă, nu adăugăm absolut nimic, nici o părere personală și doar ce scrie în presă. Atenție, deci contractul de achiziție de combustibil cu societatea Vitol S.A. O să vedeți de ce am ajuns aici, care trebuie să livreze la ea 60.000 de tonă de huilă energetică. Cea de-a doua firmă care s-a înscris la licitație s-a retras din cursă, spun șefii termocentralei. În schimb, directorul Unicon Holding susține că cei de la Iași nu au respectat prevederile din caietul de sarcini. Rușii au anunțat că vor face contestații. Mă rog, erau două firme, este vorba de Vitol S.A. Geneva și de Unicon Holding undeva din Rusia. Dar nu asta este important pentru noi, de ce s-au certat ei de la licitație, dar haide să mergem mai departe. Cele 60.000 de tone de huilă vor fi aduse din Africa de Sud și vor fi livrate la Iași. E firma Vitol S.A. Șefii CET au obținut un preț de 127,9 dolari pe tonă pentru primul lot de huilă și 124,7 dolari pe tonă pentru cel de-al doilea. A doua firmă care s-a înscris la licitație organizată la începutul săptămânii s-a retras din cursă, susțin șefii centralei electrice. Reprezentanții Unicom Holding S.A. spun însă că șefii de la CET au încălcat prevederile din caietul de sarcini. Bun, Radu Orzata, directorul Unicom Holding S.A. spune că la licitația de nu s-au respectat deloc caietul de sarcini, nu toți participanții au respectat caietul de sarcini. Până la urmă, CET nu a respectat regulile jocului stabilite prin caietul de sarcini. Nu îmi explic, de asta o să și facem contestație. Prețul de început al nostru, că era vorba de oferte de negociere, că nu era vorba că nu era oferte cu plic închis, noi am oferit 150 de dolari cu plata la 90 de zile. 150 de dolari înseamnă prețul de pornire a negocierilor.
Adică până începeau să îmi plătească, mie livram toată cantitatea. Eu livram în noiembrie și decembrie și începeau să îmi plătească din februarie, adică de când începeau să încaseze. Bun, în sfârșit, pentru luna viitoare, în stocurile CET ar fi trebuit să ajungă 15.000 de tone de huilă, în noiembrie alte 25.000 de tone, iar 20.000 de tone de huilă vor fi livrate în decembrie. Pentru cantitatea de cărbune, termocentrala ieșeană va plăti peste 7,5 milioane de dolari. Plata pentru combustibil se face în funcție de livrări și de încasele pe care CET va avea de la Ieșeni. Gabriel Grigore, viceprimar Iași. Măcar se știe o sursă singură, sigură pentru combustibil din această iarnă. Sunt mai multe necunoscute aici, una dintre ele ține de sursele prin care vom finanța achiziția asta. Probabil că se bazează pe banii care vor veni de la guvern pentru subvenția pe primele 6 luni. Asta e chestie frumoasă în România. Tot timpul se ascund anumite lucruri sub chestii sociale. Vezi, Doamne, vine iarna, vezi, Doamne, vine frigul, trebuie să facem căldură în casele oamenilor, n-avem bani, dar nu contează, la un moment dat ne dă guvernul, hai noi să facem o licitație, hai să achiziționăm, chiar dacă în România până la urmă erau și mai sunt încă producători de huilă. Bun. Probabil că se bazează pe banii care vor veni de la guvern, să repetăm acest lucru, pentru subvenția pe primele 6 luni. Deci asta cu subvenția pe primele 6 luni este iar o chestie foarte interesantă care se petrece în România. Deci toată lumea a vorbit până acum de subvențiile acordate minerilor din Valea Jiului, dar faptul că tu subvenționezi energia termică la CET Iași, să zicem, că despre ei este vorba, CET Iași care plătește cărbunele la o firmă Vitole S.A. din Geneva și care le aduce din Africa de Sud, nu se panichează nimeni și nimeni n-are niciun fel de problemă în acest sens. Totul este în regulă, totul este legal și la locul lui. Hai să mergem mai departe. Pentru că în final am destule reproșuri să le fac celor de la CET. Mai ales că procedura a fost una foarte tardivă, iar ar fi trebuit începută mai demult. Ce este interesant, că de câte ori se achiziționează cărbune de la un anumit gen de firme, nu cam avea ceva cu această firmă, tot timpul se licitează pe ultima sută de metri, tot timpul se pune problema achiziționării în regim de urgență. Vezi, Doamne, ori vine iarna, ori vine frigul, ori este secetă, ori dacă nu este nici secetă și nu vine iarna, iată așa vor anumiți oameni din această țară. Deci CET-ul Iași, ca de exemplu, nu știa până să vină iarna că, vezi, Doamne, au nevoie de cărbune. Dar ce reiese din acest articol? Că până la urmă asta este esența și de fapt aici vreau să ajung. Trebuie să rețineți două lucruri. Una, cărbunele adus de la CET Iași este adus de firma Vitole S.A. Geneva. Prețul este de 124,7, dacă nu mă înșel, dolari. Da? Este de 124,7 dolari un lot și un lot de 127,9 dolari. Bun. Am făcut un calcul sumar la o putere, fiindcă ei au la un moment dat, atenție, și un caiet de sarcini. În caietul ăsta de sarcini, ca aici, practic, esența lucrurilor, spun așa că vor huilă energetică, 200.000 de tone cei de la CET Iași, umiditate 7-16%, cenușa la proba anhidră 12-26%, volatile 22-34%, putere calorifică, aici e esența lucrurilor, 5.250-6.450 de kilocalorii pe kilogram, iar sulful sub 1%. Bun. Dacă luăm puterea calorifică maximă, 6.450 de kilocalorii, și facem un calcul, 127,9 dolari pe tonă, vom avea o surpriză că prețul gigacaloriei la un curs al dolarului în 2010 de 3,2 lei curs BNR ne iasă 61,96 de lei gigacaloria. Atenție la CET Iași, o firmă din România care încălzește poporul român, care primea subvenții de la statul român. De cine era condus atunci în 2010? Nu este greu să vă imaginați de cine este condus. Bun, și ei achiziționau huilă la 61,96 de lei gigacaloria, în timp ce amăriții din Valea Jiului se chinuiau în propria lor țară să vândă 200.000 de tone. Faceți o paralelă între 200.000 de tone acolo, 200.000 de tone din coace. Așa cum zicea Surulescu la vremea respectivă, vrea să-l vândă cu 45 de lei gigacaloria,
așa-l vindea, cu 45 de lei gigacaloria la Paroșeni și 48 de lei la Mintia. Bun, acum o să spună cârcotașii că vezi, Doamne, cei de la Iași nu puteau să ardă cărbunele ăsta al nostru așa de ieftin și cu o putere calorifică mai mică, dar, sincer să fiu, nici nu cred că au încercat și nici nu cred că aveau niciun interes să încerce. Bun, încet, încet ne apropiem de oile noastre și de interesul nostru în această seară. Nu uitați două amănunte, Vito Lesa, Geneva și prețul de 124,7 dolari pe tonă, mai precis 61,96 de lei la cursul dolarului de 3,2 lei, cursul BNR din 2010. Deci, practic, cei de la CTH au luat cu 20 de lei în plus la gigacalorie, care înseamnă cam cu vreo 50-60% mai scump decât cărbunele din Valea Jiului. De ce? Fiindcă erau subvenționați de la stat și nu aveau nicio problemă cu mineritul de prin Valea Jiului și cu ce se întâmplă în România, ca așa la noi, ca la noi la nimeni, acum ar spune cineva. Bun, haideți să mergem mai departe cu niște lucruri care încep să vină înspre Valea Jiului. Bun, toată lumea a văzut în ultima perioadă un raport extraordinar, ca să spun așa, al Curții de Conturi și practic un audit al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, care spunea anumite lucruri despre ce se petrecea în mineritul din Valea Jiului, în defuncta companie națională a Huile S.A. Petroșani, că titlul suna cam așa, că CNH a avut pierdere de 543 de milioane de lei între 2009 și 2011 pentru că a vândut cărbune sub costuri. Bun, hai să dezvoltăm puțin acest subiect ca să și liniștim lucrurile. Bun, articolul este mult mai amplu, nu vreau să intru în amănunte cu băile, cu salopetele, cu cizmele și cu chiloții, nu vreau să discut în această seară, voi discuta probabil în alte seri despre transport, mă rog, alte lucruri care nu cred că sunt atât de importante acum, decât să vorbim despre importul de cărbun. În acest audit, printre altele, nu aș vrea să citesc tot articolul, este destul de amplu, reiese un lucru foarte interesant și haideți să vi-l citesc. Statul român își dă seama de anumite lucruri, dar oricum trece cu vederea anumite lucruri. Ce spune aici? Compania Națională a Huile S.A. Petroșani a avut în perioada 2009-2011 pierdere de 543,7 milioane de lei, adică 121 de milioane de euro. Din cauza că a vândut cărbune la prețuri mai mici decât costul de producție, potrivit rezultatului control derulat de Ministerul Economiei, acționarul majoritar al companiei. În comunicat, MECMA precizează, în urma auditului general al activității proprii Ministerului și a companiilor aflate în subordine din perioada 2009-2012, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri aduce la cunoștința opiniei publice rezultatele raportului de control al Curții de Conturi încheiat în urma acțiunii de verificare privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului la Compania Națională a Huile S.A. Petroșani în perioada în care MEGMA a fost condusă de Adrian Videanu, Ion Ariton și Lucian Bode. Da. Bun, nerealizarea de venituri în sumă de 543,724 de milioane de lei ca urmare a contractării și livrării cărbunelui la un preț mai mic decât prețul de cost al exploatării miniere. Se face referire aici la cei care au condus în această perioadă, mă rog, compania 2009, este vorba de Constantin Jujan, într-o foarte mică perioadă și Daniel Surulescu, și dacă nu mă înșel, chiar și domnul Drăgoi a condus o perioadă de vreo lună, două, această companie. Dar haideți să vedem ce spune statul român, respectiv Ministerul Economiei, că astea sunt de fapt lucrurile interesante, fiindcă trebuie să spunem cu lux de amănunte că nu dau doi bani pe ce scrie în acest raport și o să vă explic de ce. Conform deciziei Consiliului Uniunii Europene, România nu are dreptul să vândă huile la un preț mai mic decât prețul huile din țările terțe. Pentru huila de import a fost estimat un preț de 85 de lei pe gigacalorie, inclusiv transportul, care transformat în lei ton în funcție de puterea calorifică a huilei exploatate de fiecare sucursală, ar fi ajuns la prețuri cuprinse între 289-323 de lei pe tonă. În perioada 2009-2011, CNH Petroșani a vândut huilă sortată către
electrocentrale Paroșeni la prețuri mai mici decât, atenție, decât estimau ei că erau de afară, respectiv 204-247 de lei pe tonă, și către 10 electrocentrale de Vaisa la prețuri cuprinse între 185,3 și 247 de lei pe tonă, sub prețul huilei de import. Bun. Aici ne oprim. Haideți să vedem de ce ne oprim. Deci statul român, care administrează până la urmă această țărișoară, recunoaște că Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani a vândut cărbune sub prețul huilei de import, dar în același timp, mă rog, că lasă ei să importe cărbune CTH, iată, la ce prețuri mult mai mari ca în Valea Jiului, sau ca să lase să facă importul la Mintia. Asta este o altă problemă pe care o să o dezvoltăm în timpul care ne-a mai rămas și în emisiunea viitoare. Dar statul român, uite, să spună de fapt cui s-a vândut această huilă. Huila asta s-a vândut practic, sau mă rog, chiar spun, sucursale electrocentrale Paroșeni și Deva, nu? Bun, astea sunt două firme care până la urmă sunt tot ale statului român, care au produs energie care s-a vândut în România. Nu mi-amintesc să fi vândut energie în afară niciuna dintre aceste firme. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă s-au produs aceste pierderi, până la urmă, pentru statul român, pe ansamblu, așa, și mă refer aici la cei care consumă energie electrică și care bagă castofonul în priză și televizorul și frigiderul, nu a fost o pierdere. Deci, pe ansamblu, statul român practic și-a permis ca cei 8 milioane de consumatori să le mențină, pentru cei 8 milioane de consumatori, să mențină un preț rezonabil și care, până la urmă, le-a adus un atu politic, de ce să nu spunem, în perioada domnului Videanu, domnului Bode, domnului Ariton, prin care probabil s-au lăudat că, vezi, doamne, economia țării merge bine. Până la aceste pierderi, haideți să vedem pe cine a afectat. N-a afectat România. Deci, haideți să fim serioși. Pe perioada aceea, 2009-2011, Compania Națională a Huilei, cel puțin din câte știu eu, și nu am niciun interes să apăr pe cineva, și-a plătit dările către stat, deci, practic, acești bani nu au intrat în conturile Companiei Naționale a Huilei, din care s-ar fi putut, Doamne ajută, să se fi făcut ceva pentru minerii Văii Jiului. Deci nu România a suferit, minerii Văii Jiului au suferit, fiindcă aceste pierderi, de fapt, s-au răsfrânt asupra lor și nu asupra țării, cum așa se spune în acest raport. Dar, atenție, ce trebuie să remarcăm de aici? 85 de lei prețul pe gigacalorie, pe care îl recunoaște, vezi, Doamne, statul român, că se folosește în afara țării și că minerii din Valea Jiului de-abia vindeau în 2011, dacă nu mă înșel, noi vindeam cu 50 și ceva de lei prețul la 59, dacă nu mă înșel, la prețul la gigacalorie. Așa, am reușit și noi în 2012, în februarie, să ridicăm prețul la 75 de lei ca să putem mări salariile, nu s-a reușit, mă rog, s-au ajuns la alte lucruri, bătăi de stradă. Deci vă rog frumos să rețineți următoarele lucruri. În România se importa, v-am dat exemplu clar, de Iași, o să ajungem și la Mintia, așa, cărbune la un preț mult mai mare decât cărbunele din Valea Jiului. Statul român recunoaște la un moment dat că prețul real ar fi fost 85 de lei și că minerii din Valea Jiului vindeau cărbunele mai ieftin decât în extern și decât ar fi fost firesc să-l vândă pe piață, dar trebuie să și remarcăm aceste pierderi de care se vorbește, pe cine au afectat, doar minerii din Valea Jiului, și nu au afectat sub nicio formă statul român. Practic a fost într-un fel sau altul o subvenție pe care minerii din Valea Jiului au acordat-o statului român în această perioadă prin prețul mic la gigacalorie pe care au vândut cărbunele pe care ei l-au exploatat. Ce s-a întâmplat cu această subvenție în ideea în care energia era ieftină în România în perioada guvernului PDL? Practic ea s-a transformat în subvenție, iată cum ar fi pentru CTH. CTH a plătit cărbunele către o firmă din Geneva, firma din Geneva aducea cărbunele din Africa de Sud. Dar în curând o să aflăm că această firmă a adus cărbune și la Mintia. Bun, haideți să mergem cu lucrurile mai departe. Acum se pune următoarea întrebare. Dacă toată lumea vorbește despre acest import de cărbune de la Mintia, a fost el făcut premeditat? A fost făcut fiindcă era o necesitate? A fost făcut pentru că pur și simplu trebuia făcut? Pe cine a afectat? Dacă ne-a afectat pe noi din Valea Jiului? Dacă a afectat tot ce înseamnă actualul complex energetic Hunedoara, ca să spunem așa? Sau, de fapt, ce s-a urmărit prin acest import?
Bun, analizând anumite date pe care le-am, repet, nu voi termina oricum în această seară, fiindcă sunt prea multe de discutat și pe parcursul emisiunilor viitoare o să aflăm lucruri foarte interesante. Mi-am permis să caut astăzi, că așa este bine să vii documentat la o emisiune, și să vedeți ce lucruri interesante am găsit. Bun, ca să vedeți, și vă rog frumos să fiți atenți la date, am găsit așa, raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul de la termocentrale DEVA, instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului 4. Bun, este un raport publicat pe orice site, de aceea cei care doriți să-l citiți, uitați, am să și repede despre ce este vorba. Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul CTEDEVA, instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului numărul 4. O să vă citesc imediat absolut tot despre ce este vorba. La pagina 5 în acest raport spune așa, că, deci la pagina 5, sunt 137 de pagini în acest raport, deci ar trebui să apreciați cam cât citesc eu înainte de o emisiune, spune așa, combustibilul pe care spuneau cei de la Mintia, o să vă și spun despre cine este vorba, combustibilul solid de bază utilizat, deci la Mintia, atenție, este cărbunele din Valea Jiului și Anina, nu știu de ce în anul 2011 mai treceau și Anina, asta îmi dă foarte multe de gândit, deoarece în 2011 practic Anina nu mai exista, în proporție de 77-87%, cu putere calorifică inferioară de 3150-3800 de kilocalorii pe kilogram, și huilă de import, atenție, utilizată în proceder circa 5-8%, având putere calorifică inferioară 4.000-5.000 de kilocalorii pe kilogram și conținut de sulf sub 1%. Bun, dă și dau pe aici mai multe detalii, respectiv de conținut de carbon, hidrogen, sulf, etc., umiditate, substanțe volatile, mai multe lucruri. Dacă e să tragem așa un ochi, să vedem, mai precis o geană, să spun așa, să vedem dacă la Cetiaș bat lucrurile cu ia să vedem volatile 22-34, spun cei de la Iași, cei de la Mintia mai șmecher spun direct 31,2. Este curios cum își pune cineva într-un caiet de sarcini 31,2%, probabil așa ieșeau din probe înainte de a face acest raport, dar mă rog, nu facem supoziții, vorbim realități. Bun, deci ce spun dânsii, că, repet, combustibilul solid pe bază de bază utilizată este cărbunul din Valea Jiului și Anina, repet, nu știu de ce s-a pus Anina în 2011, Anina nu exista, în Anina, în schimb, există niște exploatări private, dar asta este o altă discuție. Deci, repet, între 77-87%, cu putere calorifică inferioară de 3150-3800 de kilocalorii pe kilogram și huilă de import, utilizată în proceduri de circa 5-8%, având putere calorifică inferioară 4000-5000 de kilocalorii pe kilogram și conținutul de sulf de sub 1%. Bun. Combustibilul pentru pornire și suport flacără, 8-15%, este gazul natural cu o putere calorifică inferioară, asigurat de la stația de reglare, aparținând SNTGN Transgaz SA Media. Bun, Mediaș, pardon. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să depistăm un lucru foarte important. De ce cei care au făcut acest raport, atenție, e făcut în anul 2011, la pagina 5 îl găsiți din acest raport, de ce spuneau că trebuie 5-8% cărbune din import. Acum putem să facem tot felul de calcule pe care ne duce mintea să le facem, că până la urmă mai suntem și ingineri, să facem o medie ponderată, să vedem dacă amesteci 8% cărbune din import de peste 6.000 de kilocalorii pe kilogram cu cărbunele de prin Valea Jiului, ca să dai un mix așa, ca să spui că, Doamne ferește, este mult mai bun, că este mult mai amplu, arde mult mai bine, nu iasă. Nu iasă fiindcă oricine are cele mai mici cunoștințe despre o medie ponderată, 8%, ori cu cât ai înmulții, cu 6.000 de kilocalorii și amestecându-l cu 92% sau 95% de 3600, nu iasă nimic bun. Deci, cu alte cuvinte, ne aducem aminte de ce spunea Murphy odată, că dacă pui într-un butoi de vin bun
o lingură de apă de canal, iasă apă de canal, precum și într-un butoi de apă de canal, dacă pui o lingură de vin bun, iasă tot apă de canal. Deci, cu alte cuvinte, nu-i văd rostul la acest procent pus din start, atenție, în acest raport, pentru cărbune din import, fiindcă nu-i văd, până la urmă, eficiența tehnică sau eficiența din punct de vedere economic. Deci, cine face acest raport este SECE Electrocentrale de Vaesa. Pe vremea avea adresa la strada Șantierului, în un sat Mintia, Comuna Vețel, județul Hunedoara. Cine l-a făcut? Tiberiu Mircea Borca, director general, și Traian Vasiu, șef serviciu MEICM. Sincer să fiu, nu știu ce înseamnă și nu este treaba mea. Cine a elaborat această lucrare este SECE Hulcrow România SRL, strada Carol Davila, numărul 25, București, sectorul 5. Telefon, mă rog, mai multe date pe aici și persoana de contact, Ionuț Vasile și Corina Gâlgău. Tot în acest proiect, la pagina 21, se spune, fiindcă așa este frumos în România când faci câte o boacănă și vrei să faci câte un import, să scoți poporul la înaintare și să spui că, de fapt, prin această, prin această investiție, practic, menții locurile de muncă în Valea Jiului, dai de lucru minerilor din Valea Jiului și că te gândești la minerii din Valea Jiului, deci rețineți la pagina 5, este ce v-am spus eu până acum, și la pagina 21 este acest lucru, cum că vezi, doamne, minerii din Valea Jiului sunt la baza acestei investiții. Bun, până la urmă, acest raport, raport făcut, repet, de SECE Hulcrow România SRL, este făcut în anul 2011. Sincer să fiu, am încercat să aflu toate datele despre el, să vedem ce și când, dar nu am reușit să aflu prea multe, dar în același timp am aflat din biografia pusă la îndemână, așa că acest proiect practic a fost făcut undeva după luna august 2011. De ce? Fiindcă la un moment dat la biografie apare, îmi pare rău că nu găsesc acum și ca să mai rulez iar 137 de pagini îmi iasă, voi pierde foarte mult timp. Așa, dar ce vreau să vă spun este că raportul în bibliografie, pardon, apare, da, am găsit, ia uitați, în bibliografie apare, la un moment dat în bibliografia acestui raport, apare că avizul de gospodărire a apelor se face referire la avizul de gospodărire a apelor numărul 104 din 18.07.2011. Bun, deci, practic, acest raport nu putea fi făcut cu siguranță înainte de 18.07.2011, fiindcă este greu de crezut că puteai să faci un raport și se face referire la un act care avea să vină peste câteva luni de zile. Deci acest raport cu siguranță a fost dat în lucru după 18 iulie 2011, undeva probabil în august sau cine știe când. Se face referire, atenție, la o cantitate de cărbune care a trebuit adusă din import, fără, în opinia mea, un temei tehnic sau economic în același timp, deoarece v-am făcut niște referiri mai înainte, în care însă statul român recunoaște că în afara țării cărbunele era mult mai scump decât în Valea Jiului. Dar atenție, dacă raportul ăsta este undeva în 18.07 făcut, imediat se trece în data de 31.10, deci la 3 luni de zile, se importă cărbune, un contract de 12.034,75 de tone, apoi în noiembrie 2011 un contract, atenție, tot cu firma Vitol SA Geneva, de 185.249,195 de tone. Interesant cum achiziționează cărbune, la virgulă. Apoi se mai face un contract, de fapt se mai fac încă 4 contracte în perioada anilor 2012, în luna mai, 2 în luna august și unul în luna noiembrie anului 2011. Bun, cantitățile una peste alta în aceste contracte care s-au făcut sunt undeva la
vreo 470.000 de tone. Acum, ce vreau eu să scot în evidență? Faptul că nu se pune sub nicio formă problema ca aceste contracte, cel puțin cu siguranță primele două din noiembrie 2011 și octombrie 2011, să aibă la bază, vezi, Doamne, regimul de urgență. Și de ce spun aceste lucruri? Pentru că, iată că din luna iulie, cei care au făcut acest raport de mediu, respectiv domnul Tiberiu Mircea Borca, director general Traian Vasiu, șef serviciu MICM, au prevăzut în acest raport faptul că grupul 4 de la termocentrale, electrotermocentrale, pardon, DEVA, ESA, va funcționa cu cărbune din import. Deci, faptul că cineva încearcă să ne ducă în eroare este un lucru, spun în opinia mea, destul de grav. Sau, mă rog, să vedem dacă pe parcursul a tot ceea ce încercăm noi să facem aici vom depista că cineva încearcă să ducă pe toată lumea în eroare. Bun. Acum, vom demonstra în emisiunile care vin câteva lucruri care mie mi se par foarte interesante și ieșite din comun. Una, veți vedea probabil și veți afla cu siguranță că acest cărbune adus din import nu era mai ieftin decât cărbunele din România și o să vedeți ce repere ne spun, ce repere avem. Apoi, când s-a scos pe piață chestia cu vezi, Doamne, necesitatea, vezi, Doamne, că este ceva ultra urgent să se facă acest import de cărbune, au conlucrat mult mai mulți factori. Unii au dat niște prognoze în minus, alții au dat niște prognoze în plus, una peste alta a ieșit că acest import până la urmă trebuia făcut. Dar, că există tot timpul un dar, asta este ultima frază pe care o spun în această emisiune, Dumnezeu a fost undeva sus și a vegheat la toate astea. De ce spun acest lucru? Dacă se reușea în iarna care a trecut să se ardă acest import de cărbune pe bandă rulantă și nimeni nu ar fi observat că el s-a făcut, iar stocul de cărbune de la Mintia era gol și vezi, Doamne, ni se cerea nouă să dăm cărbune, probabil nimeni nu realiza absolut nimic, nimeni nu se sesiza de ceea ce se petrece la Mintia. Atenție, din datele care vedeți că vi le-am și prezentat, haideți să vi le și repet, este vorba de 6 contracte de import cărbune. Deci contractul 2619/02/11/2011, contractul numărul 2585/31/10/2011, contractul 3556/15/2012, contractul 3837/08/2012, contractul 3851/09/08/2012 și contractul 210/29/11/2012. Bun, sunt mai multe firme, de fapt, dar una este care a adus 220.000 de tonă dată și 185.000 de tonă dată, respectiv este Vitol S.A. Geneva. Apoi sunt un ansamblu de multe firme, GR Carbon KFT, 12.000 de tone, Train Hungary KFT, 28.000 de tone de cărbune. Iată că și ungarii între timp au devenit mari producători de cărbune, elvețienii de asemenea, fiindcă Vitol S.A. iată că este din Geneva. Energo RU KFT, 27.000 de tone și o firmă mai micuță, Psicolucia KFT, 2869 de tone. Acum, sincer că voi dezvolta foarte amplu aceste subiecte și, repet, o să vă minunați de ce veți afla. Ca să închei așa într-o notă de optimism, cele 2869 de tone achiziționate în contractul 210/29/11/2012, cred că dacă se negocia bine cu minerii de la Livezeni, veneam într-o sâmbătă și într-o duminică pe bani, bineînțeles, și îl dădeam noi fără să mai fie nevoie de acest import. Bun, haideți să reținem până mâine seară când vom discuta din nou două lucruri. România poate să producă huilă, dar există oameni care din anumite interese preferă să-l aducă din import, deoarece dacă îl aduci din import, banii au un circuit, iar dacă îl aduci din România, banii au circuit. Una peste alta. Atât timp cât ne permitem să importăm, cu siguranță vom închide mine din Valea Jiului.
Atâta timp cât vom închide mine din Valea Jiului, acești oameni nu vor avea de lucru și până la urmă minerii și țara suferă. De ce suferă? Fiindcă sunt oameni puși în anumite funcții cheie, cărora nu le pasă absolut deloc de ce se întâmplă în Valea Jiului. În emisiunile viitoare, cu siguranță veți afla pe nume, așa cum am dat și în această seară câteva nume, cam cei care sunt, care au semnat anumite documente și să vedeți cam de unde începe, haide să spunem așa, defecțiunea, ca să nu-i spun caracatița. O seară bună tuturor, norocul bun ortacilor, ne vedem mâine seară.